Băieții nici că aveau habar că imediat după finalul emisiunii de ieri vor avea ocazia să le întâlnească pe cele trei noi concurente. Bună! 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 Mă cheamă Dima Cătălina Andreea, am 21 de ani. Sunt din Telorman. Ce faci? Să facem mai bine emoții? Cu emoții, dar de cum să nu? Dar fiecare am avut dintre noi emoții. Am înțeles că ți-ar plăcea Alex. Da, chiar îmi place foarte mult. Ești mai interesant și chiar vreau să te cunosc. Hătărât așa ești. Păi sunt. Dar să nu exagerezi cu hătărârea. Nu exagerez. Am ceva de învățat de la el. Și îmi place felul lui cum e ca persoană. Are un caracter frumos. Andreea a declarat de la bun început că s-a înscris la emisiune pentru Alex, iar hotărârea ei pare de neclintit. Nu contează diferența de vârstă, contează cum te înțelegi. Dacă două persoane se înțeleg bine, asta nu contează. La vârsta ta să te măriți? La 21 de ani, cum să mă păcat? Ba, mare păcat, chiar deloc. Păcat. Dacă găsesc persoana potrivită... Nu vă grăbiți. Timpul își va spune cuvântul. Nu vă grăbiți cu vulpa ei. Aș putea să o aduc după ideile mele, într-o relație. Nu contează diferența de vârstă. Depinde ce cauți, contează ce cauți tu. Sau ce caut eu. Exact. Ce cauți tu la un bărbat. Da, să fie matur, să am ce învăța de la el. Ai văzut ce ți-am spus? Vezi că femeile în viață mai vor să și învețe de la bărbați. Da, este o fată foarte frumoasă, este o fată liniștită, sunt interesat să o cunosc. Și acum vom vedea pe parcurs, să ne cunoaștem. Tu mi-ai tras foarte mult atenția și am zis, mă, băiatul ăsta e interesant. Un început promițător în esența lui, dar oare realitatea va contrazice intențiile? I-a spus că vrea să mă cunoască, dar poate nu sunt eu tiparul ei de bărbat pe care și-l-ar dori. Depinde. O să treci prin această experiență și o să vezi cum da, să fie. Da, până am o experiență de viață și știu de ce am venit aici. Logic, normal, fiecare pentru ceva aici. Fiecare are scopul lui. Normal. Fată veselă, mai retrasă, mai singuratică câteodată. Na, timida cu tupeu. Eu sunt mai pe distracție, ea e mai liniștită și poate nu se placă până nu mă cunoaște în totalitate. Mi-a plăcut mai mult să stau, să citesc foarte mult. Anul ăsta l-am înghețat de facultate. Părinții tăi, ce părere au despre faptul că ai venit la emisiunea Mireas? Una bună. Chiar ei m-au și împins mai mult, absolut mami, să vin. Du-te, e o experiență de viață, cunoști un băiat, poate îți faci ceea ce îți dorești. Sunt fericit pentru mine. Fiecare... Vom vedea ce va fi. Exact. Am discutat foarte mult cu Alex. El mi-a sărit în ochi și am zis, dacă nu-i cunosc, vreau să-l cunosc pe el. Și eu sunt hotărât să o cunosc și să o cunosc mai bine. Sunt interesat. Cum ce va fi pe parcurs? Eu sper să meargă spre bine. Da, ea este Andreea. Alex, a intrat, a spus că a intrat pentru tine. Sigur că lucrurile se pot schimba. O să cunoască toți băieții din casă. Da. Cum ți s-a părut? Da, este o fată frumoasă, o fată simplă și liniștită. Uh-huh. Așa, la prima vedere? La prima vedere. Ți-a plăcut? Da. Ți-a plăcut. Crezi că ați putea să construiești ceva împreună? Adică ce feeling ai? Eu cred că da, după ce am văzut în primele 15-20 de minute, stând de vorbă cu ea. Sună cineva la ușă. Pam, pam. E cineva. Pam. Sună cineva. Ia la ușă. Să vedem. E cineva la ușă. Ah. Poftiți, poftiți. Da, Moș Nicolae. Eu vine Andreea. Haideți. N-aud. Ia să vedem. Andreea. Cred că vine Andreea, de fapt sigur vine Andreea. Așa, asta voiam să spun. Bună, Andreea. O să te rog să mergi acolo, să stai pe canapea lângă Alex. Bine ai venit în casa Mireasa, spun așa oficial. Îmi cer scuze pentru emoții. Lasă că o să treacă în... ia loc, te rog, în atât de multe zile încât o să ne vedem, o să-ți treacă toate emoțiile. Ce faci, Andreea? Bine. Ia. Tremură. Tremură? Emoțiile sunt la maxim. Da? Da. Prima dată. Și ce ziceți că e frig? E frig. Normal că e frig, a venit în rochița asta așa pe frigul ăsta. Nu e. Nu e? Merge. Cum ți s-a părut prima întâlnire cu băieții? Bine, frumos. Da? Îți menții ceea ce ai spus atunci când te-ai înscris la emisiune că ai vrea să-l cunoști pe Alex? Eu mă țin. Pentru el am venit. Pentru el ai venit? Da. Dar cum? Explică-mi și mie. Ai văzut show-ul la televizor? M-am uitat. El mi-a atras cel mai mult atenția dintre băieți. Și îmi place felul lui de a gândi și că știe ce vrea.
ce anume ți-a plăcut? Felul cum vorbește, adică e hotărât pe el. Vrea o familie, vrea, adică nu-i genul ăla de băiat mai pe bagamonțeal, adică să-și bată joc de fete. Pe distracție, da. Da, da. O zi mai pe direct. Da, pe de altă parte, tu ești micuță, ai da, nu contează 21 de ani. Da. Te gândești la măritiși la 21 de ani? Dacă e să se întâmple să apară momentul potrivit, de ce nu? Nu spui nu. Nu, nu spun. Cred că în top l-ai pus și pe Ștefan, dacă nu mă înșel, nu? A fost, dar nu este. Da, exact. Nu mai este? Nu. Nu mai este de ce? Că nu mai vrei tu sau că... Eu nu vreau să fiu... Nu, de el am spus, tău, doar că fizic îmi place de la, nu că aș vrea ceva cu el. Ah, ok, fizic. Da. Doamnelor, aveți un sfat să-i dați Andrei așa din prima? Îți spun binevenit. Mulțumesc. Și altceva? Cum să fie, ce să facă? Să fii naturală. Să ai grijă. Să fii tu. Să ai grijă, da. O să am. Să nu-ți fie frică de doamna Mia Covezi astăzi, dar să știi că astăzi e supărată pe băieți. N-are nicio treabă cu tine, nu? Sunteți supărată pe băieți. Da, normal. N-aveți nicio treabă cu Andrei. Să aibă mare grijă. La cine anume? La toată lumea, la băieți. La toată lumea. Da. E supărată pe băieți, de asta e așa. Cu motiv. Doamna Ana, doamna Geta, dați-i un sfat. E o fată foarte drăguță, finuță. Îmi place foarte mult. Abia așteptăm să o cunoaștem și noi în casă. Da. Să ne spună noutăți. O să vă spun. Să-ți placă de băieții noștri. Da, avem niște băieți frumoși. Da, da. Mulțumim. Mulțumim mult, da. Și dintre fete, cu cine crezi că o să te înțelegi? Sper să mă înțeleg cu toate. Da, așa au vreo preferință aia? Adică din ce ai văzut la televizor? Toate sunt ok. De cine îți place? Trebuie să spun. Nu este nici una care să-mi placă sau una care să-mi displacă. Pentru mine sunt toate la fel. Adică n-au. La discuția aia de pe WhatsApp, cum? Ah. Da. Cu cine te-ai înțepat? Un pic cu Ștefania. De ce? Că doamna, na, sper că nu v-a supărat pe mine, n-a fost cu rea intenție. Ștefania e fata mea, de ciocolată. Toate sunt fetele de la voastră. Doamna Mia, să nu există discriminări. Da. Nu există.